Președintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări. PNL, PSD și UDMR vor merge împreună la discuții. Astăzi, liderii celor trei partide au stat din nou la aceeași masă pentru a împărți portofoliile viitorului executiv, pe care cel mai probabil îl va conduce inițial Nicolae Ciucă, în sistem rotativ însă. Până să meargă la Cotroceni, cele trei partide mai au de trecut niște hopuri. Asta pentru că nu reușesc să cadă de acord în privința unor ministere importante, dar și bănoase în același timp. Andreea Neacșu are toate informațiile legate de acest subiect. Andreea, bună seara! Care sunt portofoliile problemă și numele vehiculate pentru viitorul guvern? Bună seara, Marius. Deși s-a stabilit o listă cu ministere pentru fiecare partid, există un blocaj la Ministerul Finanțelor Publice și la Ministerul Transporturilor, pentru că ambele partide, PSD și PNL, vor aceste două portofolii, însă spun surse politice că PSD s-ar putea să aibă câștig de cauză. Acest nou guvern va fi condus în primă fază cel puțin de Nicolae Ciucă, iar la Ministerul Afacerilor Interne și la Externe ar rămâne Lucian Bode și Bogdan Aurescu. Ministerul Justiției ar putea fi condus de Cătălin Predoiu. La educație ar putea rămâne Sorin Câmpeanu, Raluca Turcan ar putea conduce Ministerul Cercetării și Digitalizării, la cultură și energie ar rămâne aceleași nume care sunt și în acest guvern interimar, Bogdan Gheorghiu și Virgil Popescu. Din partea social-democraților ar conduce Ministerul Sănătății Alexandru Rafila, la finanțe publice ar putea veni Adrian Căciu, pentru portofoliul de la apărare sunt vehiculate nume precum Vasile Dâncu sau Sorin Grindeanu. Rămâne de văzut dacă la transporturi va fi cineva de la PSD sau de la PNL. Gabriela Firea este numele vehiculat pentru Ministerul Muncii, Radu Oprea și Adrian Chesnoiu la economie, respectiv agricultură. Cei de la UDMR vor avea trei ministere, plus faptul că președintele Kelemen Hunor ar fi vicepremier. La dezvoltare ar putea fi Ceche Otilo, Tanțoș Barna la mediu și Eduard Novac la Ministerul Tineretului și Sportului. Consultările de la Palatul Cotroceni sunt programate luni, începând cu ora 12, când ar veni PNL, PSD și UDMR, urmat de AUR, USR și Grupul Minorităților Naționale. Runda de negocieri de astăzi a fost una cu scântei, pentru că UDMR a amenințat că iese din această coaliție dacă PNL nu renunță la Ministerul Dezvoltării, iar PSD la rândul lor au spus că dacă UDMR va ajunge să iasă din coaliție și ei vor ieși la rândul lor din coaliție, rămâne ca până luni cele trei partide să se pună de acord. Partea bună, am putea spune, este faptul că politicienii s-au pus de acord asupra unor creșteri care vin în ajutorul românilor. Va crește pensia minimă de la 800 la 1000 de lei, vor fi indexate pensiile cu 10%, pentru cei care au un cuantum între 1000 de lei și 1600, se va acorda o indemnizație de 1200 de lei la începutul anului viitor, doar pentru anul viitor. Cei care au pensie mai mare de 4000 de lei nu vor mai fi scutiți de plata CSS-ului. De asemenea, se va acorda cea de-a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap. Pentru copii între o zi și 2 ani se va asigura plata 600 de lei lunar, iar alocația va crește la 243 de lei. De asemenea, salariul minim va crește la 2550.